Renault Megane 3 Varianta de montaj, camera, mașalier În sistemul Airlink original Hai să vedem proiectul de la la Z Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity Avea la bază un Renault Megane 3 O mașinuță care este simplă, drăguță dar are o lipsă care titularul vrea să o compecteze. Iată că în acest mod el nu are partea de cameră mașalier. Ok? Noi ce vom face? Vom monta un sistem de cameră mașalier direct în acest obiectiv. Deci În navigația originală. Pentru că este aceasta vom folosi un modul care va face permiterea de intrare a unui alt sistem video în ecranul original. Asta se numește modul de intrare camera Mai exact și pot să-i fac inclusiv și practic o intrare video a unui alt obiectiv. Adică pot să pun un modul de screen mirroring, pot să pun un DVD în torpedo, pot să pun orice altceva. Dacă am monitor în TTR cu video, pot să-i proiectez direct în el semnale video. Sau chiar să atașez pe lângă camera de spate, S-a o cameră frontală. Bineînțeles că am și variante Când pot să schimb acest, acest Sistem de navigație original Care uh, poate să fie eliminat Pot să vă pun un total alt aparat Aici, care să fie cu aibă Cyberways, Google, YouTube, Netflix DigiOnline, tot tot, 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 tot ce vrei Da, direct aici Așa, dar repet, ăsta le elimin și pun Eu altul și va merge foarte, foarte Bine, lucrare ce am mai făcut-o Și am mai realizat-o Recent am făcut un Renault Cajar 2022 Tot așa i-am pus camera de mașalier Aici o să punem o cameră și aici Și și la Cajar am pus o cameră Variantă de 6 imagini da? Are 6 imagini computabile Căci unghi foarte larg, asta înseamnă că ar avea un unghi de uh, 180 de grade, da? cu șase tipuri de comutări imagine. chestia asta, o fac de mult și chestia asta, vă tot prezint că se poate amplasa fără probleme. Ok. Păi de mare ce am mai putea face noi aici, am mai putea îmbunătăți un pic sistemul audio, să punem acolo niște twittere să schimbăm mediile de aici, așa, să schimbăm difuzoarele de spate, să punem un mic subwoofer, să îi facem o completare audio superbă în sistemul existent, așa, niște lumini ambientale s-ar mai putea amplasa foarte elegant pe această mașină, cu bizonale, sus frumos un alb, jos frumos un roșu, dacă vrei jos mai tare, sus mai încet, Așa, cameră de vedere de monitorizare, trafic, monitor în tetiere, încălzire în scaune, evacuare electronică, numai aici ai de discutat, cheia smart, inteligentă, așa, plus încălzire în banchetele de spate și partea de pornire din ceas inteligent din telefon, ok? Ei bine, haide mare să vedem pentru că am foarte mult de lucru după câte pare. Am un modul foarte interesant care trebuie să-i fac o intercalare, trebuie să-i găsesc unde. Am diverse prelungitoare, am diverse conectici. Așa să-i trag camera și să văd rezultatul final. Ok? Rămâneți aproape. Da, nu înainte să vă zic că toate aceste produse și tot ceea ce vedeți aici, da? realizat, realizabil, este disponibil pe Le aveți disponibil la noi, aveți număr de telefon sus, jos, la început, la final de videoclip, plus tiktok ul aici în dreapta, dacă îi dați și acolo un follow și și aici ne dați un subscribe la partea de YouTube, o să vedeți foarte multe nebuneli de la noi, așa, după care... Orice produse vedeți în videoclipurile noastre sunt comercializate de noi, sunt vândute de noi, sunt oferite de noi. Vă pot oferi și instalator în toată țara în cazul în care doriți, deci avem diverse variante. Ok? Deci de acum să înceapă proiectul. Pentru această operațiune va necesita de a implementa această placă în monitor. Am dezmembrat monitorul. Aceasta este carcasa care vine peste cuplele și conecticele respective. Doar că noi mai trebuie neapărat să implementăm partea de electronică în sistem. Hai să vedem, nu va fi ușor. Suntem cu electronica gata amplasată, scoasă din placă, pusă pe monitor tragem cablajul, fantastic, foarte, foarte grea soluție, dar hai să încercăm să vedem dacă merge. Pentru a ajunge la partea de spate și a implementa partea de cameră, iată, este necesar să desfaci această bucată, acest ornament mare din spate, așa, iar acum am extras acest mic plastic de aici, da? și l-am implementat cu cameră, l-am pus și acum o să-l conectez, o să-i trag toate firele, tot ce este necesar. Sunt cu sistemul gata instalat. Okay? A fost o demarare destul de mare, destul de grea și destul de interesantă, sincer, dar până la urmă am reușit. Acum sistemul este gata, amplasat plasat tot, tot, tot este la locul lui. Rapid vom face o prezentare, deoarece deja vine clientul de la 200 de kilometri după ea. Așa că avem jumătate de oră să facem și un TikTok, unde pe TikTok mă găsește și pe Sandu, unde o să vezi mult mai rapid această așa zis acest proiect gata realizat. Așa. După care a, facem și si acest final rapid de video să vedem rezultatul final. Deci nu uitați că anterior am montat pe Renault Kadjar 2020 și 1,2 ceva de genul camere de manșalier. Iată acum montăm pe Renault Megane 3. Ok, acționarea este într-un mod superb unde iată cum se prezintă camera. Vede foarte, foarte wide. Asta înseamnă că în momentul în care iată vine o mașină, iată vine o mașină, abia acum a trecut. Ok, deci trebuie să fiu un pic atent ca să văd exact cine cum vine. Dacă ați observa, eu sunt foarte obturat atât pe stânga cât și pe dreapta. Dacă vine o mașină maxim, vă pot arăta prin, să zic așa, retrovizoare sau prin altceva, pentru că de aici n-am cum să vă arăt că vine mașina, da? Dar, uh, hai să zicem, să așteptăm un pic să fie trafic. Până atunci, vreau să vă zic că i-am pus aici un butonel titularului Păcat că am tras camera pentru că vine o mașină, să o vedeți Așa, care ce face această camera? Deci în prima fază, dacă vedeți, face un ochi de pește destul de larg Vede foarte înalt camera okay? După care, așa mi s-a și cerut să fie 180 de grade Apăs puțin mai tare Îi văd foarte tare partea, să zic așa, de spate Aici se accentuez foarte tare spatele Mai apăs odată, văd o deschidere Iată că vine o mașină, cred că n-am fost atent că bate și soarele un pic. Deci îmi un pic partea de sus și deschide foarte tare cele două unghiuri de jos. Da? Deci avem o deschidere destul de wide. Uite că vine o mașină, vine, 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 vine. Fii atent. Hai să vedem unde, dacă ajunge. Oi o ai. Eu n-aveam nici șanse să o văd de aici absolut deloc dacă vreau să dau cu spatele. Așa că era perfect vizibilă, da? după care mai avem o proiecție unde am vedea foarte tare apropierea cu bara de spate, mai avem o proiecție de 180 de grade sus și cele două uh, variante foarte larg deschise jos. Da? Plus mai avem o variantă unde avem 180 de grade sus și vedem foarte tare bara de jos. Okay? Deci, posibilități și variante avem foarte, foarte multe. După aceasta, iată că mai vine una din dreapta, vine una din dreapta, uite-o, abia acum o văd, deci pot să mă asigur superb că a, în mare parte este perfect vizibilă tot ceea ce este în spate. Deci această cameră nu vede doar atât, doar atât, doar atât, vede deschis foarte tare atât în stânga cât și în dreapta, deci vede atât, nu vede atât, vede atât, deci vede 180 de grade, așa, ok, ceea ce este o chestie superbă pentru această cameră. De repet, aș putea face că în momentul când extrag de mașalier, el așa se prezenta, iată când extrag din mașalier, aceasta este, era imaginea lui, când nu avea absolut deloc cameră, așa, iar în momentul când i-am pus, după ce i-am pus camera, păcat că n-am făcut o filmare înainte, pentru că, repet, toată, tot proiectul a fost pe grabă, așa, eu pot să fac ca în momentul când extrag de mașalier să-i pun și camera frontală tot așa de 180 de grade cu 6 tipuri de comutări cu tot ce este necesar ca să fie vizibilă partea frontală cât mai superb, da? Deci e funcționat, funcționează perfect, văd foarte bine, văd color, văd bine, văd exact în ce mod trebuie, iată că mai vine acolo o mașinuță, iată, iată, hai că vine! Deci este super. Cu o cameră simpluță n-ai vedea foarte larg, ai vedea maxim uh, cât vezi în retrovizoare și cam atât. De aia zic că ar vedea cam uh, 140 de grade, 130-140 de grade. În varianta asta văd tot ce vine și din stânga, păga că nu vine ceva chiar din partea opusă, ca să vă arăt și din partea cealaltă. Dar esența cred că o vedeți că se vede foarte foarte clar. Putem pune camere de manșalier pe orice tip de mașină, fără nicio problemă, totul este să se ne abordați, aveți număr de telefon jos, sus, la început, la final de videoclip, aveți TikTok-ul aici, Sanduhifi, aveți în dreapta sus, acolo. O informare unde o să vă pun alt clip de uh, Variantă de Renault Așa că Rămâneți aproape pentru că am un final de video unde vă explic toate variantele în care ne puteți contacta, găsi și Aborda în cazul în care doriți asemenea produse care le avem noi, le comercializăm noi, le vindem noi Vă dăm instalator, vă dăm tot ce trebuie, garanție, factură, fără Nici o problemă Ok? Nu uita unde identity, rămâi aproape că vine finalul de videoclip Am decis să facem un final Să zic așa în varianta de general pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a, a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9-19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică, vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? pe www.soundidentity.ro Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici Să văd dacă reușesc și să sunt logat pe acest dispozitiv da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text Sandu Hifi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hifi, e, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să, să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți -i. da, iată aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, dacă îi dai pe Porsche, vezi numai porsche de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi, Așa, și cam atât am în partea de sus, bun, după care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări, odată că vezi varianta de camere de vere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini, cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original, la cel mai nou, Uh, tip de Mercedes plus uh, niște Twittere 4 de demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia, uh, Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut Androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? plus cheile acestea inteligente care le vedeti că le-am prezentat. Să, iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? varianta de a, prezentare și aici, vedeti foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, porsche -uri tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, 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 tot da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim. Și tot aici în shopul nostru online, după câte v-am zis, avem Facebook unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, sanduvancea, soundidentity.ro, Toro Radia, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? că și partea de încălzire în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, că și partea de evacuator oradea dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp mă poți găsi 0722378512. Iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului, după care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt în cazul în care nu ați ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul în, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți, vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, cautăm, o auto autonavigație, da? după aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i zicem Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domne cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5.000 ceva de produse am 4.313 navigații. Deci uitați-vă, atent, vă rog frumos că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, 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 da? Căutăm un, hai să zicem, un GLE, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți câte produse ai. Deci dacă... Am 18, unde am? Cam 3, da. Dă în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de uh, rulare. ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva. Camere. Acum implementăm camerele, oricum, după ce vedeți clipul ăsta poate peste sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, camere monitorizare, trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatori, uite, Skoda, am de 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă Card SD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la... 4K la 1250 de lei, dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar uh, față? scrie aici filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici filmare față trafic doar față trafic plus parcare, față trafic fără parcare. Adică modul în care static nu ți va uh, filma. Aici față spate trafic fără parcare. De următorul este față față spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți da seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale, mai nu am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe și hai să vedem un modul care este, deci tot, tot, tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot, tot, tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face apple fără în uh, varianta Full Wi-Fi fără cablu Android-ul ți auto ți-l face Full fără cablu Avem Android Box-ul care uh, îți face Androidizează tot sistemul Și după aceea sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici Ok Bun după care hai să mai vedem încă o soluție da? Vrei să îți introduci într-un uh, sistem original o cameră de parcare Îți cauți așa Modul cameră parcare față spate în sistemul original da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da? Model, uite, hai să vedem care are. E, de exemplu, a 3 op da? Ok? Și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original. Okay? Sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu. Ia să vedem. Uite, Q5 8R. 17 da? 2008, 2017 Avem o variantă care știe doar camera spate, care este 1200 de lei, sau știe camera față spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste, aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față, spate și atunci știe două uh, variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 9 4M nou, da, tot așa, modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot, tot, tot. Acum suntem în construirea site-ului. o evacuare electronică, iată mă duc și aici, o să-i dau, de, exemplu, tor -o evacuare, selectez marca sisteme Torex Haust, selectez model Torex Haust și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta după care... Tor, modul, da? modulul central care mi l-am prezentat este atâta. Un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două chituri, atâta, deci totul tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai uh, control asupra oricărui, oricărei căutare. Totul tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da? Marcă, uite, direct că sunt trei bucăți, da? Și model, ce model? XT-4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la la Z cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în, în, canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi da? și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8. Uite, așa. E de a A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm, iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri, momentan, am mult mai multe, dar încă sunt probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și vă să vă mai arăt încă o situație foarte tare, configurator, autonavigații, marca, hai să zicem BMW, Ok? Uite cât de simplu e site-ul. Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare. El. Yeah. Da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu pentru verificarea compatibilității. Vă rog să ne sunați. Așa. După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă super, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, ha? în cazul în care chiar vrei să ajungi la, uh, în YouTube. Da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sound Hifi Shop Sound Identity. Da, doar, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sound Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber, momentan sunteți atâta. Acest videoclip, uh, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri, uh, așa pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, tot, tot plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfăiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, Short Life, playlisturi. Da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse. Da? Deci, de exemplu, aici lumina ambientale, aici a preparat un Bentley continental, aici a montat pe Porsche, ca e în ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini, Maserati, hyundai noi, câte variante și generații de mașini cu începând de la lumine ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, uh, carplay-uri, camere, camere de VR, evacuare trâncă, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4E, hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlisturi, da? apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire. dai Created Playlist, nu te uiți la astea, ce, începe, nu te uiți până nu, nu, o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 căzile, 06 sisteme. Ce s-a acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Tuareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și torul le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. Ei aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, tot, incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot, tot, tot. în scaune, față, spate, senzori de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, camera, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici aveți 82 de videoclipuri, 8, videouri, 8, 8 83 videoclipuri, găsește aici câte sunt, da? Oh, la car player câte, 101, da. De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, unde vrei tu, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot, 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 tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro da? Totodată de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlisturi, playlisturi create, cum v-am arătat și îți găsești ce vrei tu. Ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity. Bye bye.